Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Scorn. Înainte să începem, clasicele avertismente. Dacă vă știți că nu o duceți bine cu luminile care se schimbă foarte rapid, schimbările foarte rapide de luminozitate, plus nu o duceți așa de bine cu rezistența asupra lucrurilor scârboase și relativ violente, neapărat foarte, foarte violente, dar totuși, și pe lângă asta, nu mâncați în timp ce vă uitați la videoclip. Acum că am terminat cu toate avertismentele, ce am făcut data trecută? Ei bine, am făcut noi rost de a treia armă și anume shotgun-ul ăsta. O dată la mână. Și pe lângă asta avem noi aici o ușă cu 4 puncte și am făcut noi rost de pattern-ul ăsta pe cheie. Și acum putem să deschidem ușile astea. Am vreo 3 uși de genul ăsta dacă nu mă înșel. Sincer, nu știu dacă trebuie să mă duc eu prin absolut toate. O să vedem pe parcurs probabil. Ok, și pot să mă duc mai în față aici sau aici e închis și trebuie să mă duc acolo în dreapta, în stânga, pardon. Ok, trebuie să mă duc acolo în stânga neapărat. L-am întâlnit noi și pe prietenul al meu foarte bun, care se tot uită la mine. Ăsta. Da. Stai, mai e ceva pe aici? Stai că avem ceva aici. Sau nu? Mă, stai ce? Cumva eu am fost aici. A, și ușa aia e aceeași cu ușa asta, e gen doar un shortcut. Bun, deja n-am făcut nimic în cazul ăsta. Să mă întorc eu drumul, tot drumul aici înapoi sau... cum să fac? Bun, deci aici n-am făcut nimic. Trebuie să găsesc eu o altă ușă. Totuși ce văd, că din chestiile astea după ce le omori, ies ceva tentacule. Practic. Nu știu cum aș putea să le numesc, ceva organic. Uite, deci de aici am luat shotgun-ul. Și asta e ușa, bun. Hai, deschide-te. Ce mă mai așteaptă și aici? Poate n-ar trebui să întreb asta? Au. Alt lift. Bineînțeles. Hai că mai trebuie să-mi dau încă una. Bun. Hai că am scapat fără niciun pic de damage. Și acum presupun că o să pot să deschid ușa asta. Aici apare că nu-i nimic. Bun, hai să deschidem ușa asta de primă fază. Presupun eu. Aba nu, deci se deschide acolo. Și s-a mai închis și altceva în spatele meu, gen? Mai e și acolo o cale. Hai să vedem ce e aici prima dată. Sau nu, stai, asta e calea de mai devreme? Cred că da. Deci mi-a deschis drumul aici, cred că ca să pot să mă duc jos. Bun, deci nu o luăm pe aici, mergem înapoi. Asta, dacă mă înșel, m-am dus înapoi cum ar veni. Și aici era... Aici era mai devreme. Episodul trecut, tăgurașul ăla sau cine era el. Nu scui, po. Ia da, deci n-am ce să fac. Ok, și aici trebuie să mai ajung cumva. Încât să-l deschid și pe ăsta. Mai este un pitic undeva pe lângă matahala de acolo. Dar nu știu unde e piticul. Eu parcă pe shotgun mai am 4 gloanțe, nu? Băi, matahale! Am aflat că totuși shotgun-ul ăsta e foarte bun contra ăstora mari. Că doar din două gloanțe e cam dus. Hai, câtă viață mai îmi bagi aici? Încă 3, bun.
Hai, încarcă shotgun-ul. Mai pot să mai omor încă unul de ăsta mare și gloanțe de... Mă rog, puteam să mă direct în inventar, cred că mai bine. Da, hai să dau și reload la asta. Hai că mai am aproximativ. Nu de alta, dar în caz de mai dau de vreun de ăsta mare. Aici pot să mă duc, dar nu-i nimic. Presupun că continuăm. Și alt lift. Mamă, cât alambicat. Schimbă pe unul. Ce fabă. Alt pitic. Cred că pe ăla l-am auzit mai devreme. Băi, pitic. A intrat. Și aici pot să-l deschid și a treia, cred că da. Doar că eu încă n-am găsit calea. Hai să deschid aici. Chiar dacă presupun că o să întâmple ceva după ce-l deschid și aici. Nu o să-i convină atât de mult. Mai ai o mână. Ce te uiți mai la mine? Presupunând că te uiți la mine. Și văd că totuși l-am deschis eu acolo, dar a căzut ceva. Și nu știu dacă pot să trec pe acolo. Nu mai spui mamă, scârbule. Bagă viața o leac. Și acum unde mă mai duc? Ok, multe gloanțe. Deci stai, câte gloanțe am eu loc în momentul față? I. Deci gloanțe de shotgun am 6, e bun. Doar că de-astea de pistol mai am eu câteva în plus. Sper să nu se irosească. Eventual și ce-ar fi interesant să-mi pune doar jumătate din ele. Da mă, uite mă că-și mea, hai mă că e bine gândit jocul. Bun, deci să țin minte că mai am aici încă 5 gloanțe. Și s-a închis înapoi, mergi nebun. Și acum trebuie să mă întorc, să înțeleg. Bă. Ia așa e reacție, mâncați și când sunt doi lângă tine. Dubla 3. Hai, încarcă-l. Hai, târăște-te afară, dă-te să te dau. Încarcă repede. În sfârșit. Fratele meu. Bun, deci aici. Să ridicăm și asta. Și trebuie cumva să ajung și acolo. Nu? De fapt nu, trebuie să ajung acolo cumva. Dar acolo am deschis, din câte știu eu, da. What? Ok, și aici a fost deschid aparent și să deschide asta. Am înțeles. Aha, și aici e... Fugi. Am ratat primul charge. Bun, hai că am scăpat și de prostia care a târna. Și acum hai aici. Și cu ultima. Du-te sus. Și hai să vedem ce-i cu puzzle-ul ăsta. Că la câte pregătiri am făcut,
Mi-e și frică când mă gândesc cât de complicat o fi. Hai să vedem. Deci... am înțeles, deci controlez absolut tot de aici. Deci, care are acces la ea foarte ușor? Aha. Nu. No. Mă, ce-am făcut? Așa. Nu asta. Asta. Ăla e, mă. Și s-a închis acolo și se întâmplă ce? Mă duc sus, cred. Nu pot să interacționez cu nimic. Nici exit nu pot să dau. De ce se face totul roșiatic așa un pic? Ce se cutremură totul, nu-mi place. Nu mai pot să interacționez. Voi mă luați la bătaie, mă? Să sper că nu. Bă, ce s-a întâmplat? N-am nici cea mai vagă idee. Să fiu eu cu garda sus complet, oare? Și pare să că cred că am ajuns cumva din nou sus, cred. Poți să interacționez aici? Nu. L-am rupt pe ăla de acolo și tu ești, mă? Lui fi adus pe el sus cum ar veni sau ceva. Stai că iar mă ia de cap. Mă rog, mai bine zic că mă ia de burtă. Înțeles. Mai devreme, mai încolo nu pot să merg și trebuie să interacționez aici. Să înțeleg că mergem cu trenulețul, nu? Da. Ca într-un parc de distracții, nu? Doar că cu o tematică foarte adorabilă. Totuși nu știu ce am făcut acolo. Încă m-aș gândi că la cum m-am urcat, cred că presupun că l-am rupt pe ăla de acolo așa de unde era el și l-am adus la suprafață sau ceva. Se îngustează. Nu-mi place când se îngustează. What? Ce naiba e aia? Am înțeles. Ce e muzica asta? De ce pun atâtea întrebări? Au, au, au. Am luat achievement 008.
În stânga nu pot, hai în dreapta. Ce naiba mai ieși aici? What? Da. A început o muzică. Și ce am ajuns? M-am ajuns la palat, la ce am ajuns? Încă ceva statui. Dai că aici pot să cobor. Presupun că trebuie să mă duc cât mai aproape, nu? Au. Să mor de înțeleg ceva. Și aici ce naiba mai e și asta? Pare că e ceva cu păianjenii, nu-mi plac păianjenii. Pot să mă duc și acolo. Trebuie să ajung, cred că, cumva acolo, în final. Bun, și ce trebuie să fac? Văd acolo ceva cu care pot să interacționez. E o scară ceva și în partea asta presupun că tot la fel, același lucru ca în partea aia altă, doar că alte desene pe pereți. O grămadă de, nu știu, sacrificii umane, cred că, mă, cu mare. De ce or fi ăștia? Hai pe scări, ce să zic. Nu mai mergem pe scări. Hai pe partea altă în cazul ăsta. Hai că în partea asta am scări, e bine. Și pot să mă duc acolo. Pot să mă duc aici. Pot să interacționez cu asta? Încă nu. Îmi lipsește ceva. What? S-a întâmplat ceva. O placă de presiune, cred că e. Ok, poți să interacționezi aici. Îmi bag mâna. Stai, că nu-mi place. Ah. Și acum poți să interacționezi aici? Nu. Și care a fost scopul? Și mai poți mai bag o dată mâna? Și tot mai poți mai bag mâna? Ce naiba? Bun, nu mai băgăm mâna acolo. Da, se întâmplă ceva când apăs pe asta, dar...
Nu știu. Hai să ne începem partea asta în cazul ăsta. Ok, deci aici unde ziceam că pot să interacționez. Și pot să mă duc și acolo. Aba nu, uite, fii atent că nu pot să interacționez aici. Aici pot să interacționez. De ce nu-mi place că pot să interacționez aici? Ok, și pot să pun la loc. Doar că îmi spune că nu e bine. Da. Hai tot în față. Ce e asta? Ok, pot să bag chestia aia acolo. Dar pare că părea că pot să-mi bag mâna aici. Prea multe chestii. Am înțeles, cred, și nu-mi place ce văd. Nu-mi place deloc ce văd. Și să înțeleg că trebuie să-i pun ăsta aici. Bă, n-apoi nu mai pot să-l iau. Bun, să înțeleg că o să tot faci asta până te plictisești, am înțeles. Și, ok, pot să-mi iau aici o leac de viață. Mai bag un pic de viață. Că oricum mai am decât una în plus. Să ajung cumva acolo. De ce îmi dă gloanțe? Nu e bine când îmi dă gloanțe. Asta e full. Și tu câte ai? Mai e două pe plus. Hai, dăm cu-a. Și acum asta vă spun că se trezește la de morți sau ceva. Da, nu știu. Vă spun că mă duc să mă mai plimb în cazul ăsta dacă nu faci tu nimic. O să fură înapoi? Nu. Și stai, mai închis calea? Păi și ce trebuie să fac? Am doar un balcon aici. Oare trebuie să-i dau un... Înțeles.
Ok, și pot să-l iau pe ăsta. De ce aș vrea să-l iau? What? Nu pot să-l pun aici. Ce face? Ce trebuie să fac cu asta? Aici înapoi nu pot să-l pun. Nici, cred că știu. Deci dacă mă duc eu aici. Da. Resim că nu o să întâmple ceva bine. Eu nu o să mă uit la faza asta, nici nu știu dacă o să o pun pe episod. Că presupun că știu ce s-a întâmplat. Și de asta nu o să vreau să știu ce... Nu o să vreau să știu să văd cum s-a văzut. Ah. Și acum cu asta care e încărcat trebuie să vin aici. Presupun că da, o să tragă asta. Și ce se întâmplă? Aolo. Și mai vrea și aia alta acum. Și am 3 sau nu am 2? Și trebuie să repet procesul? De ce? Și acum să înțeleg în felul următor, pentru că prima a fost easy gen tutorial, al doilea pentru că văd că acum are practic mâini și picioare libere, cred că o să mă... Nu-mi place ideea. Ah, câtă viață am. Bagă. Să fiu full. Schimbă pe shotgun. Și ia și pe ăsta. Dar de ce nu pot să-l sparg eu aici? De ce trebuie să-l pun într-un costum care ar putea să mă moare? Bineînțeles că nu putem să punem mișc. Fugi. Ce-a? Și cum trebuie să-l bat pe ăsta? Trebuie să-i dau la picioare? Că am văzut că pot să-i lovesc picioarele. Fugi, mă, nu mai... Ok. Cred că o să dureze puțin până îmi dau seama cum trebuie să-l bat. Ok, nu trebuie să fiu atât de aproape de el. Bagă și pe ultima. Vreau, nu tocmai ultima, dar... Dar nu știu ce trebuie să-i fac. What? A, trebuie să-l provoc pe el. What?
Trebuie să-l fac să se joace cu mâinile alea aparent sau ceva. Ai murit în sfârșit? Ton a murit. Nu s-a deschis. What? Îi fur arma. What? Ce-a făcut, mă? Viață când mi-am minus una. A, ok, deci trebuie să-l nimeresc când e el bucata și aparent atunci se deschide pieptul, mă rog, burta. Da, cred că o să trebuiască să dai un restart, că n-am habar. Le spun că n-am fost, da. Bun, hai un reset. Ce, mă? Mi-a plăcut. Am înțeles, și de fiecare dată o să pice genunchi acolo așa la ușă. Și trebuie să-i interacționez cu ăsta ca să-i declanșez următorul phase, am înțeles. Hai să mă gândesc, ce pot să-i fac eu după? Deci în cap clar nu-i trag. M-aș gândi că na, treaba cu stomacul. Hai să declanșăm următorul phase. N-am putut să dea și un picior acolo, un pumn, un ceva. Hai, bagă-mă, dă-mă de pământ. Lasă-mă să mă ridic. Și fugi, tată. Da, deci acum basically ce o să se întâmple e faptul că n-are stomacul deschis după ce face o anumită acțiune, cred că. Ah! Deci cred că asta trebuie să-i fac cum ar veni, după ce își dă valul de gloanțe. Acum stă să încarce și nu poți să-i ating stomacul, nu? Da. Am înțeles. Cred că e gata. Da. Ulu, bă. Unde e, mă? Până atunci am fac și o viață. Da, deci o idee de boss fight clasic, nu... Nu foarte cine știe ce. Fug o grămadă până când își termină toate gloanțele, trebuie să-i fac un anumit pattern și după aia practic pot să-i dau damage, am înțeles. Mai ai? Nu, cred că mai are. Bagă. Încarc și eu. Nu? A, am înțeles. Și acum pot să iau arma?
Și trage cu explozivile. Hai, și ia și cadavru. Hai cu el, să-i dau iară să mă... Mea. Cum am spus din nou, nu o să mă ia treaba asta, nici nu știu dacă o să pun chestia asta pe video. Sincer. Pentru că știu ce se întâmplă și nu vreau să vând. Și mai trebuie să mai fac asta încă o dată că nu e gata ăsta, am înțeles perfect. Stai că iar mă ia de cap. Și stai tu, acum vrei să-mi spui mie... Ba da. Sau? Nu mai pot! Nu mai pot să schimb între arme, ești nebun? Sunt blocat neapărat pe asta cu bubuieli. Ai de capul nostru. Și pot să fur gloanțe de la ăsta. Am înțeles. Bun, deci presupun că cam atât o să fie cu episodul ăsta, pentru că din nou am o oră de filmare să văd cât îmi scot și-l pe ăsta. Pentru că data trecută n-am avut ce să scot și a ieșit în episod 53 de minute. Primul și probabil nu o să fie ultimul boss fight din joc. Destul de basic, adică doar trebuie să aștept să-i treacă pattern, nu știu, pe aia poți să-i dai damage. Nu foarte complicat. A fost și el interesant cât de cât. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Sper că nu v-am scârbit atât de tare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Și eu ce să mai zic? O zi frumoasă în continuare vă urez. Bye-bye.